Il est où, tiens, Boutan? Voici les Russes. Est-ce qu'ils cassent les... Voi da semnalul prin un fluier, voi cronometra, se plinește de 3 minute, oprim. Acolo unde se împinge bățul. Mulțumesc, vă pregătiți. Părăsiți pista, rămân eu cu asistenția, atâta tot. Și bineînțeles, domnul primar, domnul Vit. Domnul doctor, aprim cronometru să pot uita aici, 3 minute, a stat start, am pornit. Prin bunăvoința sponsorului avem un echipei de fotbal din comuna Horodnicu de Sus, avem un panou de avizare electronic vizibil de către toți participanții, care va indica timpul și va marca debutul și sfârșitul probei. Vă mulțumesc frumos! Thank you.
82 de metri, Vasile Bădeliță cu Radu. Cioată Virgil cu Furi din Vatra Dornei, numărul 4. Thank you.
Aplauze! Bine utilajul! Thank you.
Numărul 12, Cioate Virgil, cu Vidan din Batea Dornei. Thank you.
Descalificare prin abandon. Vereș Sebastian din satul mare Negreș Oaș. Medieșu Aurit. Armăsarul se numește Dolar, ci că e mai tare decât leul românesc. Thank you.
Chirnic. Thank you.
Banii la bancă, Doru, stai liniște! Thank you.
Unul pleacă de o parte, trei cu galul, nu patru. Thank you.
Sebastian Vereș, din Medieșu Auriți, de sus satul mare, poftim!
Felicitări și aplauze! Mulțumim că ai avut, ai făcut așa o jertă să vii de la Satul Mare, nu e aproape Satul Mare. Câți kilometri sunt acolo? 400. 400 de kilometri a venit de acolo și iată cu calul său, astăzi a demonstrat că și acolo se muncește. 400 de kilometri dus, întors, sunt 800. Îi mulțumesc lui Ilie Buțan că am avut noroc cu el, că am fost la marginea Satul Mare și el m-a ajutat și a ținut calul la el acasă. Îi mulțumesc foarte frumos! Și noi mulțumim că a fost implicat trup și suflet și anul acesta alături de ceilalți crescători de cai din Bucovina, care le mulțumesc adevărat mult. Purina oferă furaje, noi oferim un mic premiu, măcar motorina să se-o scoți până la Satul Mare și te mai așteptăm. Bravo, felicitări! Amenda! Luați sacii. Locul 2. Locul 2. Locul 2, o culoare care îmi place mie foarte, foarte mult și care îmi stârnește emoții. Sebi, rămâi acolo. Alin Farcaș, din Voivodeasa. Ai mai aproape cu negru. Cu Sucevița, hai încoace. Alin, tu ai fost cel care ai arătat că se poate. Pentru că cei 4-5 cai care au fost înaintea ta s-au cam codit, au început să apară vociferări, că ar fi butucul prea mare, terenul prea uscat, iarbă prea puțină, doctorul prea rău, primarul foarte darnic, nu-i cu așa, dar da, el a arătat că poate și faptul că tu lucrezi zi de zi cu el la pădure, asta contează foarte mult. Alin, te felicităm, ia-ți premiu și să te mai vedem și altă dată. Câți ani are calul? 6 cai frumoși, tu știi. Premiul tău și pachetul de la Purina. Trei saci de rămâie aici să facem fotografii toată lumea, da? Și 5 cutii cu sare. Și marele câștigător! Al treilea turneu de mare șlem. Ca să facă bucla completă, mai trebuie să vedem dacă domnul președinte Gheorghe Flut o să facă la Suceava, în șanțul cetății, un concurs de cai de tracțiune. Dacă se ține promisiune, mă rog, noi credem că o să țină, ian electoral, mă rog, asta e. Ca să nu aveți încredere în politice, domnul doctor. Păi de asta mă cred mai mult în cai, că mă înțeleg mai bine cu proprietatea lor, ca să știți, că asta e. Îți spun măcar adevărul. Și dacă te rad odată, ții minte, înveți să rămână, dai jos pălăria și ți-ai învățat lecția și mergi mai departe. Cristi, îți mulțumim frumos. Tu anul ăsta ești al treilea premiu, ai muncit mult, ai antrenat și e păcat să nu-ți recunoaște meritele. Cu 119 metri și 50 centimetri, calul tău, ai sub locul întâi. Te felicităm și doamne! Aplauze! Să trăiască mulți ani și proprietarul și calul! Ia spune două cuvinte așa pentru toată lumea. Ce să-ți vă le spun eu? Îi invit aici pe toți care au cai, care au sânge în cal. Da, și aia care au sânge în cal și aia care au sânge în pompiță. Toți ați vrut să spuneți cuvântul ăsta, dar n-ați îndrăznit. Asta este, mă rog frumos. Lângă cai, lângă oameni, viața e grea, exprimarea este câteodată mai pietroasă, cum o vedeți că e pe jos, dar asta face farmecul vieții și cu cai s-au clădit. V-am spus. Locul întâi, Horodnic de Sus, 2019, 1 septembrie. Cristi Nichitean, care a dovedit că deși numai primăvara a barbahuzului suculent, merge și prin 10 septembrie când e mai tăios. Voi Cristi, calul lui Cristi! Cristi! Sus! Felicitări! Și domnul Costică Bodale, că nu pe el, calul mi-e drag. Bine că și tu ales așa, așa calul, domnul. Nu știu dacă puneam un pic la butu, cred că mutai și tu vreo 2 metri. Hai alături de noi aici! Lasă Costicul, Vinciu Costicul, nu îmi dragul nostru. Ia uitați aici ce armăsar avem aici în Bucovina. Cine mă? Sama. Păstrați distanță. Vedeți, e invidios că n-au luat premiul, de aia faci așa. Dar nu poți să fii și cu varza unsă și cu slănina în pod. Adică ieși și la frumusețe și la tracțiune, nu se poate. Hai cal cu minte. Pentru domnul Costică o să-i oferim un premiu simbolic. Și un cadou de la Purina.
E tata mânjurilor, a caielor, a fost Nea Iliuță, lasă. Felicitări pentru acest adversar, cred că merită aplauze. Costică, spune și tu câteva cuvinte. M-a trimit tata aici și s-a lăgat de dumneavoastră. Și să nu uitați, jumătate din cai s-a dus din mine. Bine, Costic, acum o să instituim o taxă în zona marginea Suceavița Horodnic ca să se plătească la barieră taxa Costică Bodale, că tot se poartă acum, nu? Da. O viniete pentru calul Costică Bodale, gata, se votează de acum. Vreau să amintesc domnului Costică că avem aici pe șeful de la FIS care a auzit ce ai spus și vrea să ia, să vadă facturile la cai. Na, Costică, vezi, asta e. Asta e, gura, gura mate. Nu, în spatele, știi? Tot atâția cai ai adus, câți? Eu căzut de la... Nu, dar ele dă gratis cai, gratis. Eu căzut de la întâiul în bani. Mi l-au promis pe sur mie, gratis, acum. Felicitări tuturor! Și hai să facem niște fotografii aici, cu toți patru cai. Patru cai frumoși. Iulian, hai cu calul aici, că poza o facem de acolo. Hai a lua Alin. Hai Alin cu calul. Alin, Alin, trece aici în mijloc. Băi Alin, trece acolo. Domnul Stelian, să ne faceți o fotografie. Unde este? Co-prezentatorul nostru, Stelian Cotârlă din Cluj. Unde este? A fost... Mulțumim frumos și vă așteptăm la anul! Doamne ajută! Doamne ajută! Îmi pare rău că nu-i Nea Costel la filmare, dar nu-i scrieți-mă sănătate, nu mă vin, străiți. Mereți, la Cluj și ne întâlnim acolo cu el. Adică veniți la Cluj și ne întâlnim acolo cu el. Vă salut! Acum este proba de alergare cu sacul de furaj în spinare, să vedem ce duce mai repede, mai mult.